Salută, prieteni, bine ați venit pe lecții de informatică, sunt Iosif Botan și vă invit la un nou tutorial de dezvoltare web, Cascading Style Sheet. Scopul acestui tutorial video este să învățați despre relațiile de descendență între elementele HTML și importanța lor în Cascading Style Sheet, modalitățile în care trebuie să grupați aceste elemente care au relații de descendență între ele în CSS, precum și modul în care puteți grupa selectorii în CSS. Am creat acest fișier HTML cu acest stil CSS intern. În acest moment doar acest selector body este activ, care a creat aceste stiluri pe care le vedeți în acest moment pe pagina web. Am două blocuri div, iar în interiorul primului bloc div am aceste nivele de titlu H1, H2, H3, acest paragraf, în interiorul acestui paragraf am acest element link, de asemenea cel de-al doilea element bloc cu aceste nivele de titlu H1, H2, H3 și cu acest paragraf și în cele din urmă am acest link care este practic în afara celor două blocuri div, se află în interiorul acestui element body. Practic avem această culoare de fundal pe care o vedeți, galben-verziu, dată de către această proprietate pe grand color cu această valoare, așa, cu acest cod hexadecimal care ne dă această culoare galben spre verziu, precum scrisul, acest scris de culoare roșie, care este dată de acest cod hexadecimal, care este valoarea acestei proprietăți în color. Practic, pentru link avem acest albastru, întotdeauna link-urile implicit vor avea această culoare. Puteți observați că toate aceste elemente HTML din interiorul acestui element body urmează stilurile pe care eu le-am creat în interiorul acestui selector body. De ce se întâmplă acest lucru? Acest lucru se întâmplă pentru că toate elementele pe care le scriu în interiorul acestui element body sunt elemente copii, ceea ce înseamnă că body este element părinte. Și atunci toate stilurile pe care, adică stilurile pe care le-am creat în cadrul acestui selector body, se aplică pentru toate elementele copii al acestui element body. Div, practic, este elementul copil al lui body, de asemenea, cel de-al doilea bloc div este copilul lui body și în același timp acest link, acest element A, care se află în afara celor două blocuri div, este copilul lui body. Body este elementul părinte al celor două blocuri div și al acestui element A pentru link-uri. În interiorul primului bloc div avem următoarele elemente copil, H1, H2, H3 și acest paragraf. Div, practic, este elementul părinte al acestor elemente, H1, H2, H3 și paragraf, iar elementele H1, H2, H3 și paragraf, la rândul lor, sunt elemente copii al acestui element div. Acest element HTML A pentru link-uri este element copil al paragrafului, iar paragraful la rândul lui este element părinte pentru elementul link A și în același timp este element copil pentru acest element HTML div. Aceleași relații de descendență sunt și în interiorul celui de-al doilea bloc div. Acest bloc div este copilul lui body. Celelalte elemente din interiorul acestui bloc div, H1, H2, H3 și paragraf, sunt copiii lui div, iar la rândul lui div reprezintă elementul părinte pentru H1, H2, H3 și pentru acest paragraf. Între acest element link și body există o relație directă, părinte-copil, body este părintele, iar A, acest element link A este elementul copil. Așa cum vă spuneam, toate aceste stiluri din cadrul acestui selector body se aplică practică pentru toate aceste elemente HTML, pentru că body este elementul părinte al acestor elemente HTML. Bun, haideți să activăm stilurile pentru cele două blocuri. Am să activez mai întâi pentru primul bloc, da? Și atunci avem această valoare demo pentru acest atribut class și practic atunci acest selector va crea stilurile pentru primul bloc div, așa cum vedeți în exemplu de față, această culoare de fundal verde și scrisul cu albastru.
Așa, haideți să activăm stilurile pentru cel de-al doilea bloc div, care are practic această valoare demo 01 pentru acest atribut clas, care este utilizat ca selector în aici în CSS. Și practic aici avem doar un singur stil, avem această culoare de fundal albastru deschis. Ce observăm? Că stilurile care le-am utilizate pentru cele două blocuri, suprascriu stilurile utilizate în interiorul acestui selector body. Practic, în interiorul celui de-al doilea element div, stilurile pentru scris sunt aceleași pe care le-am utilizat în interiorul acestui selector body, pentru că nu am utilizat aici o proprietate separată, un stil separat pentru culoarea scrisului. Dacă aș dori, de exemplu, să creez un stil pentru acest link de aici, care se află în interiorul acestui element div și care reprezintă copilul acestui element părinte paragraf, cum ar trebui să procedez? Pentru că acest element A pentru link-uri este copilului paragraf, da? Deci, iar paragraful la rândul este părinte pentru acest element link A. Aici am să activez practic această modalitate pe care putem să o utilizăm pentru a crea stiluri specifice pentru un element copil. Dacă veți merge acum pe pagina web, veți vedea aici unde am acest link 1. În acest moment am stiluri diferite. Înainte am avut o culoare albastru. Acum aici am o culoare roz spre violet, da? Acest link 1, pentru că am utilizat această formă aici în CSS pentru a crea stiluri specifice pentru acest link de aici, care este elementul copil al acestui element paragraf. Cum am creat stilurile atunci când există relații de descendență părinte-copil între două elemente HTML? Am scris mai întâi elementul părinte, acest paragraf, după care am scris elementul copil, acest element HTML pentru link-uri A. Deci, aceasta este modalitatea pe care trebuie să o respectați, aceasta este regula pe care trebuie să o respectați atunci când grupați elemente HTML între care există relații de descendență. Această regulă este obligatorie. Dacă nu o veți respecta, atunci nu se vor aplica stilurile pentru elementul copil. Am să vă arăt în câteva secunde acest lucru. Și atunci ce avem aici? Avem această proprietate color cu această valoare, cu această culoare, un fel de roz spre violet și care se aplică, așa cum vedeți, pentru acest link 1. Dacă veți merge mai jos pe pagina web, aici avem un alt link, link 2, și observați că avem un stil total diferit. Avem această culoare albastru, spre deosebire de link 1, unde avem această culoare roz violet. De ce? Pentru că acest link 2 se află în afara acestor două blocuri div. El are o relație de descendență către acest element body, deci este copilul acestui element body și din această cauză nu se aplică stiluri pentru acest link. Practic, ceea ce am făcut aici, se aplică stilurile doar pentru acest link de aici, deoarece acest element pentru link este elementul copil al acestui paragraf. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă voi scrie mai întâi elementul copil și după aceea elementul părinte. Da? Voi scrie aici A, pauză, după care elementul părinte paragraf. Observați că nu se mai aplică stilurile. Haideți să și salvăm, totuși să facem o verificare, da? Observați că în acest moment revine stilul care practic a fost implicit pentru acest link 1, care este același cu acest link 2, pentru că acestea sunt stilurile implicite pentru aceste link-uri. Deci, sub forma aceasta, nu putem să grupăm două elemente HTML între care există relații de descendență părinte-copil. Deci nu va funcționa. Va trebui să respectați exact această regulă. Mai întâi va trebui să scrieți elementul părinte, după care elementul copil. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că browserul citește selectorii care sunt grupați în CSS de la dreapta la stânga și nu de la stânga la dreapta. Indiferent că este vorba despre elemente de descendență HTML sau nu, CSS va citi selectorii CSS care sunt grupați de la dreapta la stânga. Și din această cauză trebuie să respectați această
regulă. De asemenea, puteți grupa elemente HTML aflate în relații de descendență în situația în care aveți element părinte div care utilizează un atribut class cu o anumită valoare. Ca în acest caz am această valoare demo pentru acest atribut class care va fi utilizat pentru a crea stiluri specifice pentru acest bloc div. Cum voi proceda? Am să activez atunci aceste stiluri, da, să puteți observa despre ce este vorba. Și atunci, mai întâi vom scrie elementul părinte, care în acest caz este reprezentat de valoarea acestui atribut de clasă, acest demo. Deci vom scrie practic clasa punct demo, pauză, după care elementul specific copil asupra căruia doresc să aplic stilurile respective. În acest caz doresc să le aplic asupra acestui element nivel de titlu H1. Practic, stilurile vor fi reprezentate de această proprietate color cu această valoare, adică scrisul, culoarea pentru scris va fi un fel de maro. Dacă mă duc pe pagina web, deja puteți observa că am un stil diferit pentru acest element H1. Se aplică acel stil, această culoare pentru scris maro. Observați că am element H1, nivel de titlu H1 și în cel de-al doilea bloc, dar acest stil nu se aplică pentru acest element H1, da? Pentru că acest element H1 este copilul acestui bloc div. Iar aceste stiluri de aici se aplică doar pentru elementele copil din cadrul acestui bloc și specifică pentru acest element H1. Din această cauză, aceste două nivele de titlu H1 nu vor avea aceleași stiluri, chiar dacă ele sunt aceleași elemente HTML, da? Așa cum se poate vedea aici pe pagina web. De asemenea, trebuie să știți că noi avem posibilitatea să grupăm mai multe elemente HTML în calitate de selector în CSS. Modalitatea de grupare trebuie să respecte următoarea regulă. Deci vom scrie selectorul CSS, adică elementul HTML pe care dorim să-l utilizăm în CSS, după care virgulă, după care vom scrie următorul element HTML, virgulă și după care următorul element HTML. Practic, în felul acesta, cum am grupat acești selectori H1, H2, H3, practic se vor aplica stilurile pentru acești selectori. Și mergem pe pagina web și vedem că pentru aceste nivele de titlu s-au modificat stilurile. Acum avem această culoare verde în keys, dar nu avem practic nivelurile schimbate pentru acest nivel de titlu de aici, bloc 1, pentru că avem acest stil specific pentru. Nu, aici avem acest stil specific pentru acest nivel de titlu și haideți să-l scoatem în afară, să-l dezactivăm. Așa. Și în acest moment și acest bloc 1 aici, acest nivel de titlu, respectă aceleași stiluri ca și celelalte nivele de titlu H1, H2, H3, adică în acest moment toate nivele de titlu, indiferent unde se află ele, aceste stiluri vor fi aplicate către toate aceste nivele de titlu H1, H2, H3. Nu contează dacă există relații de descendență între anumite elemente HTML. Observați că avem aceste nivele de titlu de aici, din acest bloc div, da? Avem bloc 1, nivel 2 din demo și nivel 3 din demo. Este vorba despre aceste nivele de titluri. Și de asemenea, avem cel de-al doilea bloc div cu aceste elemente, HTML, nivel de titlu, H1, H2, H3, adică acest bloc 2, nivel 2 din demo 01, nivel 3 din demo 01 și observați că toate respectă același stil pentru că am grupat aceste elemente HTML în calitate de selector aici în CSS și toate urmează și respectă acest stil care este reprezentat de această culoare verde în KIS. Putem să grupăm mult mai multe elemente HTML aici în calitate de selector sau elemente HTML diferite în calitate de selector. De exemplu, putem adăuga aici un paragraf. Putem adăuga până la urmă și link, putem adăuga un număr destul foarte mare de elemente HTML în calitate de selectori sub această formă, da? Deci scrieți selectorul, după care virgulă și după care următorul selector. Și observați că în acest moment
toate elemente, și paragraful, toate aceste elemente HTML grupate ca și selector aici, respectă același stil, cu excepția acestui link de aici, da? Pentru că am creat aici un stil diferit pentru acest link, am să scot în afară și în acest moment observați că toate elementele HTML pe care le-am grupat aici respectă același stil. Aceasta este o modalitate foarte eficientă de lucru, să grupăm selectorii. Închipuiți-vă dacă ar fi trebuit să utilizăm acest stil pentru fiecare dintre acești selectori în parte. Acest lucru ar fi consumat un timp destul de îndelungat în comparație cu modalitatea de grupare a selectorilor, care este mult mai eficientă, consumă un timp mult mai scurt. Cam atât am avut de spus în acest tutorial video. Vă mulțumesc că ați participat la el. Acest tutorial video a avut drept scop să învățați despre modalitatea de grupare a selectorilor și despre relațiile de descendență între elementele HTML și impactul lor în CSS. Vă mulțumesc, la revedere!